Avarul și hoțul. Unui om era tot timpul frică să nu fie tâlhărit. Muncise mult, e drept, și strânsese mulți bani, dar nu avea încredere nici în seifuri, nici în bănci, dar nici în casă nu îi putea ține, fiindcă ar fi fost o țintă sigură pentru hoți. Într-una din zile se gândi că cea mai sigură soluție este cea străveche. A doua zi se duse la un bijutier și de toți banii cumpără un lingou de aur. Ajuns acasă, se tot gândi unde să pună lingoul de aur. În șifonier nu-i bine, în dulap nici atât, dar nici în cămară sau în bucătărie nu poate fi pus. După mai mult timp de gândire, îi veni o idee. Voi săpa o groapă în grădină și îl voi îngropa acolo. Alese cu mare grijă un loc în grădină unde săpă o groapă și sub protecția întunericului ascunse lingoul. Din când în când mai revenea să vadă neobișnuita groapă, pe de o parte ca să se convingă că totul este neschimbat, pe de altă parte pentru că prețuia aurul așa de tare de parcă făcea parte din ființa lui. Într-o zi observă cu groază că groapa era săpată și lingoul dispăruse. Vă puteți închipui ce de plânsete și ce de tânguieli. Vai de mine, m-au prădat hoții, aurul meu, ce mă fac? Și așa o ținea de zile întregi. Un prieten care veni pe la el să-l consoleze îi spuse: de ce te plângi? Oricum nu aveai aurul nici înainte, că doar la ce-l foloseai? La nimic. Ia o piatră, îngroapă-o și închipuie-ți că e lingoul tău. Hai să vezi că toate vor fi ca și înainte. Ce folos au acele lucruri dacă nu le folosim?